Traducerea Bibliei pentru catolici a fost coordonată de Episcopia Romano-Catolică de Iași și Departamentul pentru Cercetare Biblică. Munca de traducere a început acum 20 de ani, însă rezultatele cele mai consistente s-au concretizat în ultimii 5 ani. Sfânta Scriptură a fost tradusă de doi preoți din Iași, Alois Bulai, coordonator, și Eduard Pătrașcu. Textele din lucrare au fost traduse din ebraică, aramaică sau greacă. Sigur, este o lucrare pe care o așteptam de foarte mult timp și noi și credincioșii noștri, pentru care greutățile muncii nu mai contează. În orice caz, este o muncă, să spunem, migăloasă, care necesită foarte multă răbdare față de text, răbdare unul față de celălalt și mai ales răbdare față de propria persoană care intră, să spunem, în joc. Este o muncă, sigur, grea, de care nu ne plângem pentru că suntem bucuroși de ceea ce am realizat, dar, repet, în timp este o muncă care aduce foarte multă satisfacție. Această ediție a Sfintei Scripturi este una cu un limbaj actual pe înțelesul tuturor. În același timp, cititorul poate să înțeleagă mai bine învățătura biblică prin notele explicative de pe fiecare pagină. Textul nostru se desobiește de celelalte, în primul rând pentru că este tradus, mai ales pentru partea de Vechiul Testament, din limba ebraică, cu unele părți în aramaică și din limba greacă, ceea ce nu se făcuse decât Gala Galaction făcuse ceva, dar nu a intrat să fie cunoscut foarte mult acest text. Apoi se remarcă prin introducerile la blocurile de cărți, la fiecare carte în parte. Sunt foarte multe note de subsol care ajută să înțeleagă textul și vorbim de note de tip filologic, teologic, istorico-geografic și spiritual. Sunt foarte multe note pe margine. Există o cronologie foarte abundentă, foarte multe hărți. Este o caracteristică pentru noi aproape evidentă, faptul că avem de face cu un limbaj, o limbă română actuală, după ultimele, cel puțin așa ne-a spus specialistul în limba română, Edi Sebastian Chițac, o limbă care este ușor accesibilă, fără prea multe arheisme, sunt câțiva termeni tehnici, dar am pus un glosar. Prezentarea noii Biblii a avut loc la Institutul Teologic Sfântul Iosif, în prezența unor episcopi și preoți invitați din străinătate. Rescrierea regulii de bază a credinței este o mare realizare pentru comunitatea catolică. Pe parcursul istoriei mântuirii, Dumnezeu a făcut pomenirii un mare dar, cuvântul Său, care a ajuns la noi transmis din generație în generație, în diferite limbi și pe diferite căi. Ne-am bucurat de El, am însușit și ne-am însoțit pașii pe cărările vieții. Pentru aceasta suntem recunoscători Bunului Dumnezeu și înaintașilor noștri că ne-au făcut părtași de acest mare dar. Astăzi ne bucurăm și mai mult că El ajunge la noi într-o traducere nouă în limba română, după textele originale și după o muncă de ani de zile, în urma unui efort uneori și din comun. Formatul Bibliei este mai mare decât cel cunoscut până acum. Are peste 3.000 de pagini, fiind tipărită pe hârtie specială. Biblia catolică poate fi procurată din librăriile de profil la prețul de 200 de lei.